liceul teoretic Petre Pandrea Bal și Pârlea Cătălina, secretari. E secretar, nu e la PSO Linia Mândeci. Astăzi, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, s-au tras la sorți membrii comisiilor de examen pentru bacalaureatul de toamnă. Peste 800 de absolvenți de învățământ preuniversitar din județ vor susține examenul maturității în cele două centre stabilite la nivel județean. În sesiunea august-septembrie 2019, la nivelul județului Olt, s-au înscris 801 candidați. Sunt organizate două centre de examen la Liceul Tehnologic PSA Aurelian Slatina și la Liceul Tehnologic Matei Basarab Caracal și un centru zonal de evaluare la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina. Probele scrise ale bacalaureatului vor debuta la mijlocul acestei săptămâni. Candidații care speră să obțină diploma de bac vor susține competențele după probele scrise. Prima probă scrisă în data de 21 august, urmând ca celelalte două să fie susținute în 23 și 26 august. Probele de evaluare a competențelor vor fi susținute după probele scrise, astfel în 27 și 28 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În data de 30 august și până în 2 septembrie va avea loc proba de evaluare a competențelor digitale, iar în 2 și 3 septembrie va avea loc proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 3 septembrie. Candidații nemulțumiți de notele primite pot depune contestații în aceeași zi, între orele 12 și 16. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 7 septembrie.